dă-i. Hai. Pregătim o surpriză frumoasă, noi suntem foarte, foarte încântați. Filmăm videoclipul la piesa Îndreapta ta. Și multe lumini în jur. Da. Cu băieții de la Vision Production, foarte talentați, suntem în mijlocul filmărilor. Este de fapt mai mult o poveste de dragoste care a trecut și acum este nostalgia bărbatului în cazul ăsta. Da, e mai mult o amintire, toată piesa asta e o amintire. Important e că este vorba de o fostă relație. Și sentimentele care vin după o relație lungă și frumoasă. Care-mi vine să te sun. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc. Îmi vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme. Nici măcar nu te-ai mișcat, iau, restul au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost mult în patul meu, dar nu și în inima mea. Atâtea zile, ani grei. Dar acum te știu eu, tu sigur ești ok. Dar sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, ce știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu ori în șir. Eu te aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam. Now, aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Hai, să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocat în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Ce s-ar întâmpla? Știi că propunerea a venit din partea lui Vescan și cred că mai multe poate să spună el cum a ales. De ce ai ales? Din momentul în care a intrat în studio am știut că ea e potrivită, avea căldura în voce de care aveam noi nevoie. Piesa era rap de dragoste. În momentul în care a apărut Alina s-a transformat în pop rap, poveste deja, de dragoste deja. Iar eu așteptam de mult un featuring de genul acesta și am acceptat cu mare, mare bucurie și am fost foarte entuziasmată și iată că rezultatele au fost foarte bune, piesa a mers foarte bine până acum și mulțumim tuturor pentru susținere. E-ndreapta ta.